Salut, dragilor! Astăzi vreau să discutăm despre cum eliminăm clapeta DISA la un BMW E46-323CI. Bineînțeles că această procedură este valabilă pentru orice motor M52-B25. Probabil vă întrebați de ce naiba să scoți clapeta DISA. Ei bine, pot să vă dau cel puțin 3 motive pentru care eu am ales să fac chestia asta. Primul motiv este acela că eliminând clapeta DISA, creștem volumul de aer disponibil în admisie, ceea ce este un lucru foarte, foarte bun, mai ales pentru motoarele aspirate natural. Al doilea motiv este acela că scăpăm de încă un lucru care se poate strica pe mașină, iar atunci când clapeta DISA nu funcționează corespunzător, poate crea probleme foarte mari. Iar lucrul acesta mă aduce la motivul numărul 3, și anume când clapeta DISA se strică, din ea iese un pin de metal ce cade în admisie. Odată ajuns în admisie, va intra într-un cilindru, îți va strica supapele și pistonul din acel cilindru. Acest lucru înseamnă că va trebui să repar tot motorul, ceea ce costă enorm de mulți bani. Procesul de eliminare a clapetei DISA constă în două părți, și anume eliminarea ei mecanică și eliminarea ei din soft. Ok, hai să vedem cum scoatem clapeta. Aceasta este inculpata, pe ea trebuie să o eliminăm. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să scoatem această mufă care vine de la ECU. Apoi luăm un cap Torx T30 și desfacem aceste șuruburi. În general, operațiunea asta, teoretic, s-ar face cu acest furtun dat jos, dar pentru că sunt leneș, nu l-am mai dat jos. Excelent! Haideți să o analizăm mai îndeaproape. Bun, aceasta este clapeta DISA. Ce se strică la ea, practic, este acest bolț. El începe să aibă joc, exact cum are și a mea, iar la un moment dat acesta iese, intră în admisie, iar apoi este tras înăuntru de către motor și motorul se face bucăți. A mea deja a început să aibă un pic de joc, de asta vreau să fac această procedură de anulare a clapetei DISA. Pentru a anula această clapetă, o să scot pinul, iar apoi o să scot efectiv clapeta. Vom folosi această șurubelniță, scoatem foarte ușor acest pin. El este practic dușmanul care ne strică motorul. Apoi, tot cu aceeași șurubelniță, scoatem acest capac de plastic. Iar înăuntru avem încă o siguranță. O scoatem și pe aceasta. În continuare, trebuie să scoatem această bucată de plastic alb, care ține, practic, clapeta în picioare. Ca să scoatem această bucată de plastic alb, vom folosi un patent. Eu am decis să tai și bucata asta care vine aici, deoarece o să-mi fie mult mai ușor să o ansamblez la final. Pentru a stupa gaura pe care o vedeți, să nu avem niciun vacuum leak, o să folosesc acest șurub care intră la fix pe această gaură. Aceasta este dimensiunea șurubului pe care o folosesc. Iar pentru a fi și mai sigur că nu avem vacuum leak pe lângă acest șurub, voi folosi și această pastă de la Victor Heinz. Așa arată după ce am pus șurubul înăuntru. Așa arată pe partea cealaltă. Este tăiat la fix, se potrivește perfect. Acum, ultima chestie care trebuie să mai facem, înainte ca să montăm DISA înapoi, este să astupăm și această gaură mică. Ca să astup această gaură mică de aici, am luat pistolul de lipit și am topit ușor plasticul în jurul ei, până când gaura s-a astupat. Acum, ca să fiu sigur, voi pune și un pic de pastă de la Victor Heinz. De asemenea, voi mai pune un pic de pastă și aici, deasupra acelui șurub. Bun, acum lăsăm un sfert de oră să se usuce, iar apoi o punem pe mașină. Cât așteptăm să se usuce pasta care am pus-o, haideți să vă arăt cum facem softul pentru eliminarea clapetei DISA.
Este destul de simplu. Tot ce trebuie să facem este să mergem la hărțile de DISA. Aici avem două hărți ce trebuie modificate, și anume atunci când motorul este în sarcină maximă, da? DISA full load, și atunci când motorul este în sarcină parțială, DISA on-off part throttle. Prima hartă este folosită atunci când motorul este în sarcină maximă. După cum se poate vedea, este o hartă destul de simplă și foarte ușor de înțeles. Practic avem valori doar în funcție de viteza motorului. Clapeta este închisă atunci când această valoare este 1 și deschisă atunci când această valoare este 0. Odată ce eliminăm clapeta DISA, practic ea va fi mereu deschisă. Informațiile din acest tabel vor trebui înlocuite toate cu 0. Aceasta este harta pentru DISA în momentul în care motorul este în sarcină parțială. La fel ca și la harta de full load, când avem valoarea 1, DISA este închisă, când avem valoarea 0, DISA este deschisă. Deci va trebui să înlocuim toate valorile din tabel cu valoarea 0. Bun, așa trebuie să arate cele două hărți după ce am executat modificările. Mai departe, mai avem o singură hartă de modificat, și anume în partea de Trouble Codes. Aici vom elimina codul de eroare pentru DISA. Dăm click pe această hartă, Activation DISA, și bifăm butonul de Disable. De ce trebuie să dezactivăm această eroare? Practic, atunci când noi eliminăm clapeta DISA, ECU își dă seama de acest lucru și va intra într-un mod de avarie, ce se numește Limp Mode, și va aprinde și check engine-ul în bord. Toate aceste lucruri vor face ca motorul să nu mai meargă în parametri normali și va merge într-un mod conservativ, să-i spunem. Nu vei mai avea la fel de multă putere și, bineînțeles, vei rămâne cu acel check engine în bord. Dacă noi am dezactivat această eroare, toate aceste lucruri nu se vor mai întâmpla. Ok, asta a fost tot ce am avut de făcut pe partea de soft. Haideți acum să-l urcăm pe calculatorul mașinii și să vedem cum funcționează mașina fără clapeta DISA. Pasta s-a uscat, haideți să montăm clapeta DISA înapoi. Bun, hai să vedem dacă pleacă. Bun! Motorul pare să meargă în regulă, haideți să ieșim pe drum să vedem cum se comportă fără clapeta DISA. Daisy. Bun, după cum ați văzut, am ieșit un pic la plimbare, am făcut cam 25 de kilometri. Haideți acum să vă împărtășesc primele impresii cu această modificare. În primul rând, imediat ce am ieșit din curte, am observat faptul că motorul urcă mult mai ușor în ture și, bineînțeles, atunci și răspunsul la accelerație s-a îmbunătățit o dată cu acest lucru. O altă chestie care am observat-o și care îmi place foarte mult este faptul că puterea este livrată mult mai liniar. Înainte aveam o problemă în jurul la 4000 de rotații pe minut, care mă enerva foarte tare, se simțea ca un fel de întrerupere, șut, nu știu, în fire, cum vreți voi să-i spuneți. Ideea e că mă enerva, iar acum chestia asta nu se mai simte, puterea este livrată foarte, foarte liniar și lucrul ăsta îmi place foarte mult. Ok, cam astea sunt primele mele impresii după această modificare. Tot ce vreau să mai fac acum este un test de accelerație de la 0 la 100 de km la oră, să văd dacă performanțele mașinii au fost afectate într-un fel sau altul. La fel ca în clipul precedent, o să folosesc tot aplicația Drag Racer. Haideți să vedem ce timp scoatem de această dată.
Bun, avem aplicația pregătită, eu sunt pregătit, mașina e pregătită. Hai să vedem ce timp obținem de la 0 la 100 de km la oră, fără clapeta DISA. Ok, cum s-ar zice, am dat ca sălbaticul. Chiar sunt curios să văd ce timp am scos de data asta. Mamă, nu cred! Ioi, nu cred, frate! Deci am scos mai bine decât înainte, am scos 7,8 secunde. Frate, sper că se vede. Trebuie să vedeți și voi chestia asta. Nu știu dacă se vede, sper că se vede. Băi, nici nu cred! Fără clapeta DISA am scos 7,8 secunde. Nu cred așa ceva! Deci asta înseamnă 0,5 secunde timp îmbunătățit față de mașina standard. Doamne, nu cred așa ceva! Băi, fantastic! Fantastic să-mi bat piciorul! Deci încă o dată, băi, 7,8 secunde, frate! Nu! Bă! Doamne! Foarte tare! Foarte tare! Tot ce am făcut a fost să pun un stop de stage 1 și să elimin clapeta DISA. Băi, deci încă mă uit la timpul ăsta și nu pot să cred, frate. Doamne, 7,8 secunde. Deci putem spune faptul că eliminarea clapetei DISA ne ajută din toate punctele de vedere, inclusiv al performanței. Wow! Bun! Cam astea ar fi pentru ziua de astăzi, dragilor. Sper că v-a plăcut clipul. Băi, deci încă nu pot să cred, frate. Ok. Trebuie să mă concentrez. Bun, asta ar fi pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut acest clip, dați un like, dați un share. Dacă vreți să vedeți și alte clipuri de genul, nu uitați să vă abonați la acest canal. Iar până data viitoare, dați-i tare!